Părinții și elevii susțin greva profesorilor, însă consideră că dacă aceasta va continua mai mult de o săptămână, copiii vor fi în dezavantaj. Ce ne-am dorit noi este, bineînțeles, ca toată această situație să se încheie cât mai devreme, va chiar să se încheie săptămâna aceasta, astfel încât de săptămâna viitoare să revenim la cursuri în mod normal. Această situație nu este benefică pentru nimeni. Dacă vom întârzia mai mult de o săptămână, este destul de periculos pentru viitorul acestor copii, în sensul în care știm foarte bine că avem un calendar agreat, referitor la structura anului școlar, un calendar care trebuie să ducă în final la susținerea celor două examene naționale. Greva este un exemplu negativ pentru elevi. Cel puțin asta susține președintele Consiliului Național al Elevilor. Odată ce elevul vede că profesorul și-a pierdut încrederea în sistem, și el o va face, a subliniat acesta. Mai mult, părinții susțin că dacă greva nu se va finaliza, cel mai mult vor avea de suferit elevii care au nevoie de diploma de bacalaureat pentru a se înscrie la universitățile din Europa. Nu considerăm util că această grevă ar trebui să continue în sensul în care examenele pot fi amânate. Nu are voie nimeni să se joace cu un an din viața acestor elevi, este dreptul lor să susțină aceste examene. Părinții și elevii ar fi de acord și ca această grevă să se oprească în perioada în care au loc examenele naționale. Ba mai mult, consideră că materia ar trebui recuperată, dacă greva va dura mai multe săptămâni. Acceptăm orice este în beneficiul elevului și da, și această variantă ar fi bună. Este nevoie ca elevii să susțină aceste examene, însă trebuie să vedem exact cum rezolvăm problema de la rădăcină. De cealaltă parte, guvernanții dau asigurări că sunt deschiși la dialog. Disponibilitatea la dialog se menține până la finalizarea acestui proces, mai ales că suntem la final de an și în special copiii din clasa 8-a, elevii din clasa 12-a au nevoie să-și clarifice rapid și să nu-și spărească emoțiile legate de examenele care îi așteaptă. Ba mai mult, susțin că în fiecare an sistemul educațional a fost o prioritate pentru ei. 2022 sunt 2 miliarde de lei adăugați în buget pentru educație, 6 miliarde adăugați pentru bugetul acestui an. Peste 150.000 de cadre didactice și aproximativ 70.000 de angajați din categoria personalului didactic auxiliar și nedidactic sunt în acest moment în grevă.